Bună ziua, bună seara, bună dimineața, dragi prieteni! Nu știu în ce moment al zilei îmi veți acorda puțină atenție. Mă bucur foarte mult să împărtășesc cu dumneavoastră și cu Institutul Cultural Maghiar, de care mă leagă o prietenie de 15 ani. O lucrare pe care o iubesc foarte mult și niște pagini de jurnal de carantină care sunt foarte legate de substratul muzical al acestei lucrări. Mai precis, este vorba de părțile a doua și a treia din concertul numărul 3 de Bartok. Și desigur vă veți întreba ce fac aici fără orchestră sau măcar fără al doilea pianist. Este simplu, eu voi fi și solist, și orchestră, și dirijor. Știu, sună imposibil, dar dacă ar fi mai puțin decât imposibil, nu m-ar interesa. Așa că am o soluție, una dintre soluții pe care o să o auziți, este sigur să preiei cât mai mult ca solist din partea de orchestră și, desigur, să studiezi până la moarte, până când visezi noaptea și partea de solist, dar și partea de orchestră. Asta am încercat să fac în această perioadă și rezultatul o să-l auziți și dumneavoastră, dacă e imposibil sau e imposibil. Dar acum câteva cuvinte despre partea a doua. Partea a doua din concertul numărul 3 de Bartok, Adagio Religioso, nu este singura cu substrat, cu un asemenea program, cu un substrat religios. În concertul numărul 2 pentru pian, partea a doua, chiar dacă nu este explicit numită religioso sau religios, ea este e o lucrare care inspiră ca niciuna alta grădina Edenului, căderea în păcat, izgonirea din grădina Edenului și după aceea imaginea foarte tristă a grădinii Edenului rămasă pustie fără oameni. În partea a doua din concertul pentru violă, iarăși și acolo este vorba de un adagio, un andante religioso și chiar așa se numește religioso. Iar în partea a treia, adagio religioso evocă o confesiune, e probabil ultima confesiune pe care Bartok o face, este ultima confesiune muzicală pe care o face acestei lumi și lui Dumnezeu. Bartok a trăit, a fost unul dintre acei compozitori care au avut mare noroc, să zicem așa, să se nască exact la sfârșitul secolului XIX, în 1881 mai precis, în același an cu Enescu, și care au trăit primul război mondial, Revoluția Rusă, gripa spaniolă, marea criză din 1929, al doilea război mondial, Holocaustul și exilul într-un final. Bartok a murit în 1945, foarte departe de casă, la New York, și aceasta este ultima lucrare pe care el a compus-o. Nici n-am terminat-o, de fapt. Ultimele pagini sunt terminate de Tibor Serli. Iar în partea a doua, exact asta, avem o confesie a unui om care se uită la această viață, una dintre cele mai curate, mai plin de integritate vieți trăite de cineva, o contribuție muzicală unică, și căruia viața i-a dat, iată, niște cărți atât de proaste. Și el, Bartok, era bolnav deja, era rost de leucemie de foarte multă vreme. Și avea acest regret, exact ca și Schubert, că pleacă având în continuare atât de mult o muzică de oferit. Și de aceea, această parte evocă exact acele gânduri adunate pentru o confesiune, dar care cumva
se afundă din ce în ce mai mult pe niște poteci foarte întunecate ale sufletului. Dar care la început nu sunt duse până la capăt. Sunt niște confesiuni pe care el, în Bardock însuși, nu are curajul să le facă până la capăt. Urmează o mică întrerupere care evocă, mie îmi evocă, de fapt, un vis sau imagini răzlețe din vechea lume lăsată în urmă. Vechea lume cu toți țăranii din Transilvania, din Ungaria, de pe tot parcursul Imperiului, de tot, pe toată suprafața Imperiului Otoman. Asta a făcut Bardock. Bardock a recuperat mii de melodii populare românești, maghiare, slovace și, cum am zis, de pe toată suprafața imperiului, fostului Imperiu Otoman. Și este lumea pierdută. Este acea lume pierdută atât de dragă, se simte o gingășie extraordinară în această muzică, pentru o lume pierdută pentru totdeauna. Revenirea din acest vis este deosebit de dureroasă, pentru că Bardock, în această ultimă parte, are curajul să facă acele confesiuni și să ducă la bun sfârșit acele gânduri foarte negre care se adună și care nu mai dau pace și care răbufnesc cu forța unei bombe atomice și care, în mod evident, ne evocă o criză spirituală extrem de puternică. Adică dacă ar fi să vizualizezi un om care se duce la un preot și îl ia bătaie și mai aruncă și cu niște icoane de pământ și sparge tot ce iese în cale. Marea lecție pe care ne-o dă Bardock este tocmai că nu se afundă în nihilism absolut. Nu rămâne scufundat în această disperare. Și între noi fie vorba, el este dintre cei muritori care aveau tot dreptul să pună niște întrebări foarte, foarte grele divinității. Marea lecție, deci, este că Bardock, într-un final, pe parcursul a câtorva acorduri, se împacă și cu lumea și cu Dumnezeu și acceptă tot ce a fost. Acceptă totul cu serenitatea unui mare stoic. Iar ultima parte este pur și simplu o explozie de bucurie și de vitalitate a unui om care știa foarte clar că viața se scurge îi se scurge și care era în acel moment își dorește să se bucure de fiecare sunet, de fiecare culoare, de fiecare imagine, de fiecare vis, de fiecare amintire, de fiecare respirație. Asta este partea a treia și asta îmi evocă mie și așa încep eu să o cânt și mă bucur foarte mult să împărtășesc această muzică cu dumneavoastră. Ca un mic preambul, ca să vă scufund puțin în această lume, am ales coralul Jesu bleibet meine Freude de Johann Sebastian Bach, pe care l-am transcris pentru pian. Există minunata transcripție a marii pianiste Dame Myra Hess. Dar eu am făcut ceva nou, adică am făcut-o, în primul rând, că am transpus totul în sol bemol major și am făcut o altă împărțire a vocii. În sol bemol major, mi se pare mie că sună mai apropiat de acordajul unui ansamblu baroc decât sol major. Iar a doua piesă este din cele cinci cântece grecești, cele cinci din Cinq Mélodies Populaires Grecques de Maurice Ravel. Am ales a doua melodie, La Bas vers l'Église. Un cântec simplu ca un cântec mingrelian și care sper să fie o mică revelație. Vă las cu bine și sper să ne revedem în curând în sălile de concert, una dintre ele fiind, bineînțeles, la Institutul Maghiar.
Thank you.